Salutare și ne-am găsit la un nou episod. Acum... Stai să fac ca Lucian ceva. Ce-ar face Lucian? V-ați gândit vreodată să vă cumpărați un smartwatch? Știți că e folositor, dar parcă n-ați dat chiar mai mult de 1000 de lei pe unul? Well, prietenii noștri de la Emilab ne-au trimis un model de smartwatch, Emilab KW66, și după ce l-am testat cam vreo 2 săptămâni, astea sunt concluziile noastre. Prima dată, ce avem în cutie este, bineînțeles, ceasul cu o curea neagră. Dar să-l punem puțin deoparte. Cam asta e cutia, nu foarte mare, nimic special. Când o desfacem o să avem ceasul și cablul de încărcare, care este cam jumătate de metru, care se prinde cu magneți, este pe USB 2.0, deci hai să-l punem deoparte. Un lucru foarte mișto la prețul lui, mai vine cu încă o curea, tot de cauciuc, o culoare verde, închis, khaki, ceva. Mai avem în cutie, bineînțeles, și manualul de utilizare, dar le punem deoparte pentru că nu ne interesează. Deci cam ăsta e ceasul. Avem așa, Emilab pe partea asta metalică, curea este de cauciuc. Foarte multe găuri pentru persoane mai, cu o încheietură mai mică, de exemplu cum sunt eu. Și așa să vă spun concluzia mea după cele 2 săptămâni în care am utilizat acest ceas. La prețul lui poți să faci atât de multe. O să zic sincer, n-am de ce să mă ascund. Ca tracking, la pași și număr de ore referitor la somn, nu e chiar foarte accurate, dar îți faci o idee așa în mare despre somnul tău și despre câți pași ai făcut în ziua respectivă. Foarte mișto la acest ceas, este foarte customizabil, adică are deja prin aplicația lui Glory Fit, disponibilă pe App Store și pe Google Play, foarte multe preseturi, teme, mai bine zis, pentru ceas, dacă vreți ceva mai sportish sau ceva mai simplu sau chiar să semene cu unul analog. Eu am ales un preset destul de simplu în care mi-arată ora, data, numărul de pași, câte calorii, bătăile inimii și vremea de afară. Meniul ceasului este unul foarte simplu, adică avem meniul principal care este, cum am zis, oră, ceas, dată. După, dacă dăm în dreapta, ne arată pașii, câți pași am făcut, câți kilometri am mers și câte calorii am ars. După avem bătăile inimii, care acum puteți să activați din aplicație dacă vreți să vă înregistreze bătăile inimii constant sau doar când vreți voi sau odată la ceva timp. Și după avem numărul de ore, ore de somn, care, din nou, cum am zis, nu sunt foarte accurate, adică, de exemplu, dacă am pățit atunci când mă pun în pat, să-mi ia ca și cum aș dormi, chiar dacă nu dorm propriu zis, dar, na, la prețul lui nu pot să cer foarte multe, mai ales că sunt și ceasuri mult mai scumpe decât acesta care fac fix același lucru. Și după somn avem meniul de training, unde, dacă avem, unde avem de ales dintre running, walking, cycling, yoga, skipping, tennis, basketball, rugby, fotbal, tenis de masă, sunt foarte, foarte multe, avem până și badminton. Era foarte catrincă dacă aveam până și șahul aici. E ok. Din păcate n-am apucat să le testez, pentru că atunci când am vrut să testez meniul acesta de training, mai ales pe partea cu ciclismul, afară a început să plouă și am zis să nu mă risc să iau o cameră cu mine, că cine știe. Cam atât pe partea asta. Și de la meniul principal mai avem un meniu în care ne arată ce mesaje am primit. Foarte mișto, din aplicația Glory Fit putem să alegem ce aplicații, de la ce aplicație să primim notificări pe ceas. Eu am Messenger-ul, SMS-ul normal, WhatsApp-ul și Instagram. Putem să alegem și Snapchat și mai sunt câteva opțiuni acolo. Nu mi le-am activat pe toate. Și deasupra meniului principal mai avem opțiunea de DNB, setări. Dacă vrem, avem și opțiune de search în caz că nu ne găsim telefonul. Din ceas avem opțiune să ne sune telefonul ca să îl găsim prin cameră și un buton ca să schimbăm luminozitatea ceasului, display-ului de la ceas. Aplicația Glory Fit este destul de simplistă, ca să zic așa. Durează puțin până se sincronizează cu ceasul, dar de precizat că ceasul se conectează instant prin Bluetooth la telefon, ceea ce e un mare plus. Dar în aplicație, ca să sincronizeze toate datele, pași și numărul de ore pe care le-am dormit, tot durează câteva secunde.
Și, bineînțeles, putem să aflăm mai multe detalii din telefon din aplicația Glorifit. Dacă dăm pe numărul de pași, avem distanța, câte calorii am ars și numărul de pași. Și avem pe fiecare zi, pe fiecare săptămână și pe fiecare lună. Și putem până să și share-uim cu un prieten toate datele astea. La fel și la heart rate, la fel și la numărul de ore dormite. Putem să activăm opțiunea de training sau opțiunea de sport direct din telefon. Cu GPS, frumos, din nou avem walking, outdoor running, bicycle, rope skipping, avem foarte multe opțiuni și putem să vedem pulsul de pe telefon. Mai avem opțiunea de device, care este dashboard-ul unde am zis că putem să ne alegem câte preseturi vrem noi, heart rate settings, dacă vrem să ne lea 24/7, dacă vrem să primim notificare pe ceas când ne sună cineva, SMS la fel, app-urile, unde am zis, Instagram, YouTube, avem opțiunea Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, Pinterest, Hangout și LinkedIn și Skype. Light Up, la fel, dacă avem opțiunea aceasta din aplicația Glorifit, dacă nu ne găsim ceasul pe undeva prin cameră, avem opțiunea de Light Up și automat o să deschide ecranul și mai avem pe lângă chestia asta o opțiune în care putem să activăm vibrația ceasului ca să ne dăm seama unde este prin casă. Și în opțiunea de Light Up este acea opțiune în care ceasul simte când ridicăm mâna spre noi ca să se aprindă automat ecranul. Dacă eu, de exemplu, fac așa, ecranul o să aprindă ca să pot să văd ce mesaj am primit sau cât este ora. Avem și opțiunea de DNB sau Do Not Disturb, unde setăm noi între ce ore și ce ore. Eu am, de exemplu, între ora 9 seara și 12 ziua. Mai avem update-uri de firmware, iar mai avem aici câteva mici chestii în aplicații. Avem goal-ul. Dacă vrem, de exemplu, să ne punem obiectivul să facem 10.000 de pași într-o zi, când atingem acel obiectiv, o să primim notificare pe ceas. Eu mi-am pus undeva la 10.000 de pași pe zi și îți apare așa ca un mic party app pe ceas, ca notificare. O chestie foarte mișto este că putem să ne folosim ceasul ca un fel de telecomandă pentru camera telefonului. E cel mare plus pentru anumite tipuri de fotografie. Iar acum, ca să îmi zic părerea despre acest ceas, l-am folosit undeva la 2-3 săptămâni în continuu. Am avut heart rate-ul activat în continuu. Bateria ține foarte mult dacă oprim heart rate-ul. Cu heart rate-ul pornit constant, bateria ține undeva la 2-3 zile, ceea ce e din nou destul de bine. Dar dacă oprim heart rate-ul, bateria ține undeva până la 30 de zile, ceea ce e super mult. Avantaje pentru acest ceas sunt extrem de multe și cel mai important plus este, bineînțeles, prețul. Culmea, chiar eram în căutare de un smartwatch și mă gândeam la un smartwatch de tip fitness, doar că acolo aveam display-ul foarte mic, nu puteam să văd ce mesaje primeam. Puteam doar să văd că primesc mesaje pe WhatsApp, dar nu puteam să și citesc. În schimb, pot să văd tot ce scrie, emojurile nu-ți apar, ce-i drept, dar asta este. Bateria, din nou, ține super mult dacă oprim heart rate-ul. Display-ul se vede super bine, ca design e foarte frumos, n-am ce să zic, adică e clean, mai ales cureaua neagră. E ușor, nici nu-ți dai seama că l-ai la mână. E rezistent la apă, am făcut duș cu el, mă spăl pe mâini cu el, dorm cu el, deci eu n-am avut nicio problemă. Singurul minus pe care l-am găsit eu la acest ceas este numărul de pași nu este atât de accurate, adică am avut o zi în care m-am uitat pe Google Maps și am mers cu vreo 3 km mai mult decât ziua anterioară, iar pe ceas mi-apărea fix invers. Dar îți face în mare o idee. La fel și cu somnul, cum am spus. Dacă mă pun în pat, ceasul zice că eu dorm. Un light sleep. Dar dacă voi puteți să treceți peste aceste două lucruri, alte dezavantaje la acest ceas, sincer, nu văd. Și cam asta a fost review-ul meu la Imilab KW66. Lăsați-mi și voi părerea voastră în comentarii legată de acest smartwatch. Dacă aveți întrebări, la fel, în comentarii. Nu uitați că avem și un server de Discord. Nu uitați că o să vină și un review la noi pe site, pe vlogtehnica.ro. Eu am fost Mihnea și ne vedem data viitoare. Bye!